Echipa de fotbal Politehnica Timișoara a reușit pentru prima dată în acest sezon două victorii consecutive. A fost 2-1 în deplasare cu Unirea Slobozia. Golurile au fost marcate de juniorul Marin cu 1 minutele 5 și 90 plus 3, respectiv Sila Ghir minutul 90. Paul Codrea a început din nou cu 3 jucători under. O victorie care ne bucură foarte mult, suferită, dar muncită. Suntem foarte bucuroși, dar mai avem mult până departe. Să rămânem picioarele pe pământ, să tratăm cu seriozitate următorul meci și după care vom vedea în ce poziție ne află. Am sesizat eu bine 3-4-2-1 a fost sistemul de joc. Da, consider că pentru lotul actual și pentru jucătorii care sunt în momentul ăsta la echipă, ni se potrivește cel mai bine. În clasamentul grupei Apoli este pe locul 7, ultimul cu 19 puncte la 3 puncte de locul de baraj ocupat de Metaloglobus București.